Din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 15, și apoi continuăm în Fapte, capitolul 2, primele 4 versete. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 15, continuând citirea în capitolul 2, versetele 1 la 4. Să ascultăm cuvântul Domnului. În acele zile, Petru s-a sculat în mijlocul fraților. Numărul celor adunați la oaltă era de aproape 120. În ziua cincizecimii, erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Amin. Duhul Sfânt este Duhul vieții. Și fără de Duhul Sfânt în biserică, biserica este moartă, biserica este doar plină de tradiții, biserica vorbește doar de istorie trecută și nu vorbește despre experiențe glorioase cu Dumnezeu, despre naștere din nou, despre creștere spirituală. Duhul Sfânt este o persoană divină, este Dumnezeu, alături de Tatăl Ceresc și alături de Iisus Hristos. Duhul Sfânt este coegal cu Tatăl și cu Domnul Iisus, este coetern, deci dintotdeauna, cu Tatăl și cu Iisus, și este cosubstanțial cu Tatăl și cu Iisus, adică din aceeași esență, din aceeași substanță, dacă se poate vorbi în felul acesta. În planul mare al lui Dumnezeu, Tatăl Ceresc concepe planul Universului și planul izbăvirii omului înainte ca omul să fie creat. Ioan 3:16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a făcut un plan, nu? Iisus Hristos este Dumnezeu, deci a doua persoană din Dumnezeu, Dumnezeu plin, care execută acest plan divin. Evrei 9:22, fără vărsare de sânge, este cu neputință să fim mântuiți. Numai așa se putea pune planul acesta în aplicare. Ioan 14:6, cuvântul Domnului spune: Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Deci El este executorul planului. Și apoi este Duhul Sfânt, această persoană divină, căruia îi aparține aplicația planului salvării. Ioan 16:7-11. Când va veni Mângâitorul, Duhul adevărului, El va dovedi lumea vinovată, El o va convinge, El va naște credință în inimile noastre și El va face posibilă mântuirea fiecăruia dintre cei ce vor crede. Și încă un lucru aș vrea să specific în introducerea mesajului din această dimineață, pentru că vrem să învățăm ceva mai deosebit despre Duhul Domnului și despre Dumnezeu în principiu. Când spunem că Tatăl este Dumnezeu, când spunem că Iisus este Dumnezeu, când spunem că Duhul Sfânt este Dumnezeu, aș vrea să nu înțelegem că Dumnezeu este numele lor, ci Dumnezeu este descrierea a ceea ce ei sunt. Ca cineva să fie Dumnezeu, trebuie să aibă minimum trei atribute pe care nimeni nu le mai are. Deci ca cineva, ca o persoană să spună, eu sunt Dumnezeu, această persoană trebuie să aibă minimum trei atribute. Primul este atotprezența sau omniprezența. Duhul Sfânt este omniprezent, atotprezent. Iisus Hristos este atotprezent, Tatăl este atotprezent. Al doilea atribut este omniștiența sau atotcunoașterea. Totul este gol și descoperit înaintea Dumnezeului nostru. Duhul Sfânt știe toate lucrurile, Tatăl Ceresc știe toate lucrurile, Iisus știe toate lucrurile. Și apoi, ca cineva să fie Dumnezeu, trebuie să aibă și un al treilea atribut, și anume omnipotența sau atotputernicia. Duhul Sfânt poate să facă toate lucrurile în același timp, cu aceeași eficacitate,
Iisus Hristos poate să facă toate lucrurile în același timp, cu aceeași eficacitate, Tatăl Ceresc poate să facă toate lucrurile, pentru că este atot puternic. Dar în această dimineață de sărbătoare, spre deosebire poate de alte sărbători, aș vrea să vorbim despre Duhul Sfânt dintr-o perspectivă profetică. De aceea și titlul mesajului meu este Duhul Sfânt, perspective profetice și practice. Duhul Sfânt, perspective profetice și practice. Și am să aduc în fața dumneavoastră lucruri pe care în 37 de ani de când predic Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos nu le-am vorbit niciodată. Deci am să vă invit să vă deschideți bine mintea, să vă deschideți bine inima, ca să lăsați pe Duhul Sfânt despre care vorbim să vorbească în mintea și în inima noastră, a tuturor, în inima dumneavoastră și să putem să înțelegem frumusețea Evangheliei, frumusețea acestei persoane divine. Și primul lucru despre care vreau să vorbesc este Duhul Sfânt, perspective profetice. Deci, când ne uităm la persoana Duhului Sfânt, putem să ne uităm din multe perspective. Și una din perspectivele din care trebuie să ne uităm este perspectiva profetică, direcția profetică, dimensiunea profetică. Și anume, în cuvântul pe care l-am citit, ați auzit acest amănunt, care nu este deloc doar de dragul de a fi pus în Scriptură, și anume versetul 15. Deci am început cu versetul 15 din Fapte 1. În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților și zice aici Biblia, deci acesta este aspectul la care vreau să vă uitați. Numărul celor adunați la oaltă era de aproape 120. Lucrul acesta este foarte important de știut. Că cei adunați la oaltă erau 120. Ce însemnează aceasta? Ca să putem să înțelegem ce însemnează, primul aspect din această direcție profetică legată de Duhul Sfânt, haideți să vedem Duhul Sfânt în efectul de oglindă. Ce însemnează aceasta? Însemnează că dacă te uiți în oglindă, dreapta devine stânga, stânga devine dreapta. Deci lucrurile trebuie să le vezi tot așa, dar din partea cealaltă. Dacă ne uităm în oglinda cuvântului lui Dumnezeu, efectul de oglindă despre care vorbește cuvântul Sfintelor Scripturi ne-l arată pe Duhul Sfânt într-o perspectivă profetică uimitoare. Și am să vă citesc perspectiva despre care, cum am spus, vorbește textul de astăzi și despre care Biblia trebuie să ne vorbească nouă. Geneza 6 cu versetul 3. Atunci Domnul a zis, nu fiți atenți, Duhul meu, care este Duhul Sfânt, nu va rămâne pururea în om, căci și omul nu este decât carne păcătoasă. Totuși zilele lui vor fi de, citiți mea să tare, 120 de ani. 120 de ani. Ce a vrut să spună în vremea aceea este următorul lucru. A sosit un moment în istoria omului când pervertirea lui genetică, dacă vreți, pentru timpurile noastre, a cunoscut o așa dimensiune încât Sfânta Scriptură spune toată rasa umană s-a stricat, adică și-a pierdut structura genetică afară de Noe și casa lui, 8 persoane. Și datorită acestui fapt, Dumnezeu a zis, voi nimici rasa umană. Dar mai erau încă oameni care încă aveau structura genetică adamică și de aceea Dumnezeu a zis, uite ce am să fac. Am să le dau 120 de ani la dispoziție. Timp în care am să-i poruncesc lui Noe să facă o corabie și să predice mântuirea, neprihănirea, să intre în corabie la sfârșit. Cine va primi cuvântul predica lui Noe și nu se va mai amesteca cu urieșii din timpul acela care au pervertit rasa umană, va fi mântuit. Dacă nu, Duhul meu, care este Duhul vieții, care susține viața, va fi luat de la ei și rasa umană va fi nimicită. Noi a predicat 120 de ani și nimeni nu s-a pocăit, afară de familie. Noi a construit la corabia lui, cu copiii lui,
Sem, Ham și Iafet în toată această perioadă de timp. Și sigur că a fost luat în derâdere. Dar după 120 de ani a venit potopul și rasa umană a fost nimicită, a trebuit să înceapă o istorie nouă de la Noe încoace. Acum, efectul de oglindă este următorul. Dacă la primul enunț în Scriptură, pentru că acesta este principiul de interpretare biblică, dacă la primul enunț în Scriptură Duhul Domnului este asociat cu 120, cu un număr, și această asociere cu 120 de ani în cazul de față a însemnat sfârșitul rasei umane, când ceva legat de Duhul Sfânt este repetat cu aceeași cifră, cu același număr în cazul de față, înseamnă că învățătura trebuie să fie similară. Câți erau în camera de sus? Câți erau? 120. Lucrul acesta este foarte important de știut și este foarte important de observat. Pentru că în efectul de oglindă, dacă în vechime s-a întâmplat sfârșitul rasei umane, 120 de ani, același lucru se va întâmpla din nou. Același lucru se va întâmpla din nou. Venirea Duhului Sfânt pe pământ, frați și surori, a persoanei Duhului Sfânt pe pământ a însemnat două lucruri. Unu, începerea Bisericii lui Hristos și doi, începutul sfârșitului istoriei omenirii pe pământ. Ați auzit bine? Deci a însemnat începerea Bisericii lui Hristos și doi, începutul sfârșitului omenirii pe pământ. Vedeți dumneavoastră, dacă și-aș vrea să-mi puneți pe ecran 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 5 și 11. Le citim mereu, dar fiți atenți la limbajul pe care îl folosește Apostolul Pavel, pentru că de multe ori ne scapă esența din limbaj, detaliile. Deci 1 Corinteni 10 cu 6 și 11. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucrurile rele cu care au poftit ei. Și acum uitați-vă la versetul 11. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne șurzească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care a venit ce? Sfârșitul viacurilor. Pentru că venirea Duhului Sfânt pe pământ ca și la Noe însemnează șansă de mântuire, ai perioadă de har, de mântuire, Biserica lui Hristos, însă când această perioadă se încheie, Duhul Sfânt însemnează încheierea istoriei omului pe pământ. Așa însemnează și la noi, așa însemnează și la noi. Dar încă ceva ne spune lucrul acesta. Domnul a spus 120 de ani și Duhul meu va fi luat de la ei, în sensul că oamenii vor pieri. În camera de sus, în ziua cinzecime, sunt 120 de persoane. Ca să ne aducă din nou aminte că Duhul Sfânt este legat de numărul acesta, de cifra aceasta, că în acest număr Dumnezeu vrea să comunice ceva omenirii, pentru ca omenirea să nu stea în nepăstare și să nu privească la lucrarea lui Dumnezeu ca la ceva de citit, așa, numai să ne aflăm în citit, ci să dea atenție la detalii. Dacă Domnul a stabilit, și aș vrea să notați acest lucru, 120 de ani pe vremea lui Noe, până când Duhul Domnului va fi luat de peste oameni, ca Duhul de viață, și ei vor pieri și istoria trebuie să începută din nou. Aș vrea să vă spun că atât a rânduit Dumnezeu pentru om pe pământ, 120 de ani. Dar 120 de ani de jubilee, de răscumpărare. În Israel, Dumnezeu a stabilit anul de răscumpărare. Ce însemna aceasta? La fiecare 50 de ani, orice datorie era iertată, orice proprietate pierdută era retrocedată și dacă a fost vândută, era retrocedată, intrai din nou în posesia tuturor lucrurilor, sclavia era abolită, toate lucrurile erau abolite și oamenii intrau din nou în stare de libertate, în binecuvântare. 120. Dacă Dumnezeu a spus istoria omului va fi de 120 de ani, înmulțiți dumneavoastră 120 cu 50, cât e anul de răscumpărare. Câți ani sunt? 6.000.
istoria omului pe pământ va fi de 6.000 de ani. Chiar dacă zicem deja s-au împlinit 6 ani. S-au împlinit 6.000 de ani. Istoria omului pe pământ va fi 120 de ani, adică 6.000 de ani, până când vine răscumpărarea. Când se împlinesc acești 6.000 de ani, eu nu știu când se împlinesc acești 6.000 de ani, dar ceea ce știu eu este următorul lucru. Până nu se împlinesc, trebuie să ne pocăim. Ați auzit? Atâta e istoria Duhului Sfânt cu omul. Și apoi începe o istorie nouă. O istorie nouă, după cum vom vedea. Eclesiastul 1 cu 9, cuvântul Domnului este limpede. Nimic nou sub soare. Ce a fost, va mai fi. Această perspectivă profetică legată de Duhul Sfânt, aș vrea să o notați noastră și o să puneți la inimă, pentru că nu este numai o aberație de a vorbi din cuvântul Domnului, este o realitate. Și întotdeauna ce a enunțat Dumnezeu la început în Geneza, în Geneza este începutul tuturor lucrurilor. Ce a enunțat Dumnezeu în Geneza se repetă încă o dată în istoria omului. Așa este legea lui Dumnezeu. A doua lucru pe care vreau să-l vedem după ce ne-am uitat la efectul de oglindă este Duhul Sfânt, un nou templu. 2 Cronici 5, 11 la 14. 2 Cronici 5, 11 la 14. Ia auziți acest cuvânt. În clipa când au ieșit preoții din locul sfânt, căci toți preoții de față se sfințiseră fără să mai țină șirul cetelor, și toți leviții care erau cântăreți, Asaf, Heman, Iedutun, fiii și frații lor îmbrăcați în insubțire, stăteau la răsăritul altarului cu chimvale, alăute și arfe și aveau cu ei, uitați-vă ce scrie acolo, 120 de preoți care sunau din trâmbiță. Câți aveau? 120. Și când cei ce sunau din trâmbiță și cei ce cântau unindu-se într-un glas ca să mărească și să laude pe Domnul au sunat din trâmbiță, chimvale și celelalte instrumente și au mărit pe Domnul prin aceste cuvinte, căci este bun, căci îndurarea lui ține în veac, în clipa aceea casa, și anume casa Domnului, s-a umplut cu un nor. Preoții n-au mai putut să mai stea acolo ca să facă slujba din pricina norului, că slava Domnului umpluse casa lui Dumnezeu. Glorie Domnului! Inaugurarea templului Solomon a cerut 120 de persoane care atunci când vor cânta laude lui Dumnezeu să coboare slava lui Dumnezeu. Inaugurarea Bisericii lui Hristos a cerut 120 de persoane. Ați observat? Știți de ce? Pentru că Duhul Sfânt a inaugurat un nou templu. Și acest nou templu care era? Eram eu și erai tu. Templul lui Dumnezeu, templul Duhului Sfânt, 1 Corinteni 3 cu 16, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? 1 Corinteni 5 cu 19, nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt? Și când Duhul Sfânt se coboară în templul acesta, când Duhul Sfânt se coboară în tine și în mine, când Duhul Sfânt se coboară peste Biserica lui Hristos, este o slavă deosebită. Am avut experiența aici în biserică de coborârea slavii lui Dumnezeu peste templu, peste templele acestea, peste noi, peste Biserica lui Hristos, încât așa cum am uitat la început, nu s-a mai putut predica, că n-a mai fost nevoie de predică, nu? Preoții n-au mai putut sluji. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, inaugurarea unui nou templu. Și când Domnul coboră în templul acesta, se întâmplă lucruri pe care nu le poți explica și am să rog pe sora Natalia să mi-am cerut permisiunea, dar să nu se supere pe mine că am să folosesc exemplul acesta. M-am bucurat că am văzut că a venit în față ca una care a fost vindecată de Domnul de cancer. Starea Nataliei, sorei Cornea, a fost o stare extrem de dificilă. A avut, nu știu, 3 sau 4 operații, dacă îmi face semn, a avut 4 operații și ajunsese într-o stare în care și dânsa a fost pregătită în sensul acesta, să zic, pregătită că se duce, că pleacă. Mi-aduc aminte, cred că probabil de 8 ani în urmă, 9 ani în urmă când s-a întâmplat locul acesta, 7-8 ani, cam așa, într-o zi sună telefonul. Și am auzit că cineva vrea să-mi spună ceva, dar vocea era atât de stinsă că n-am putut să înțeleg ce se vorbește. Am zis, vorbesc mai tare dacă puteți, că nu știu cu cine vorbesc și nu vă aud. Și sora Cornea și-a adunat, că dânsa era, și-a adunat puterile și am înțeles cu glasul acela stins următoarele cuvinte. Frate Gog, vă rog să mai veniți ultima dată la mine, iar am fost dusă la urgență. Să-mi faceți ungere cu un de lemn și apoi sunt gata să mor.
și să-i spune sorei Magdalena să se uite la copiii mei. Soția era de față. Și sora Cornea își aduce aminte. M-au luat soția și m-am dus la spital. Mai era acolo o familie. N-am să vă spun numele. Abia am intrat, sora Cornea era într-o stare așa ca de muribund. Cred că nu exagerez când spun lucrul acesta. Dar familia aceea m-a luat deoparte și fără să considere situația, a zis, frate Gog, nu mai trebuie să intervenit mult. Doctorul ne-a spus că până mâine dimineață moare. Noi am și vorbit deja la casa funerară, am pregătit toate lucrurile. Și eu și soția ne-am îngrozit să auzim așa ceva. Dar a auzit sora Corne. I-am spus acestei familii, nu vreau să vă mai aud vorbind, pentru că nu vreau să aud așa ceva vorbindu-se aici. M-am dus la lângă patul sorei Cornea și a adunat puterile și a zis, frate Gog, eu știu că mor, dar nu vreau să aud de la alții să-mi spună cum mor. Am luat sticluța cu un de lemn și i-am făcut ungere și am început să mă rog. Am făcut de multe ori ungere la sora Cornea. În perioada aceea, pentru că a avut multe operații. Soția mea era de față și m-am rugat în felul următor. Doamne, ai milă așa cum ne rugăm. Însă la un moment dat m-am rugat în felul următor. Iată că acum te-am uns și deja te-am vindecat. Mâine vei pleca acasă. Vei fi o mărturie în mijlocul copiilor și în mijlocul bisericii. Am mai vorbit și am plecat și soția îmi spune în hol, dar de ce te-ai rugat în felul acesta? Și am spus, nu știu de ce m-am rugat, că eu așa n-am vrut să mă rog, însă m-a luat Duhul Sfânt în primire. Și când ia Duhul Sfânt în primire, se coboră slava lui Dumnezeu. Se coboră în templu. Nu m-am rugat eu, s-a rugat Duhul Sfânt. Sora Cornea este martoră, mâine dimineața i-a dat drumul din spital și cancerul s-a încheiat istoria în ziua aceea. Pentru că s-a coborât slavă lui Dumnezeu peste ea. Dumnezeu este un Dumnezeu mare. Duhul Sfânt este persoană divină. Și inaugurarea pe care a început-o la cincizecime, cu 120, este inaugurarea unui templu glorios, un templu făcut din pietre vii, nu din pietre cioplite din munte. Și a treia dimensiune, Duhul Sfânt și Iisus Hristos, deci în altă perspectivă profetică, ca și dătătorul legii, care este Moise și care a trăit 120 de ani. Vezi, Duhul Sfânt întotdeauna are ceva cu numărul acesta, pentru că așa l-a luat de la început. Și dătătorul harului și adevărului, Ioan 1:17, care este Iisus Hristos, pentru că Biblia spune că și dacă legea a venit prin Moise, harul și adevărul ne-a venit prin Iisus Hristos. Și dătătorul harului și adevărului Iisus Hristos are în viața lui o perioadă specifică de 120 de zile. La naștere, 40 de zile așteptat pentru tăierea împrejur. Levitic 12:2-4. În ispitire, 40 de zile a fost ispitit, Matei 4:2. Între înviere și înălțare, 40 de zile a dovedit apostolilor săi și la peste 500 de frați despre puterea învierii și certitudinea învierii lui, 120. Nașterea lui a însemnat, dacă a fost tăiat împrejur, circumciziune. Înseamnă spiritual, când Duhul Domnului se coboară peste tine, îți taie inima împrejur. Ispita înseamnă maturizare, iar demonstrarea dintre înviere și înălțare este aplicarea practică a cunoașterii lucrării Duhului Sfânt. Chem Biserica lui Hristos, chem pe fiecare credincios, chem pe toți cei ce ascultă și în această dimineață mesajul despre Ierusalim. Uitați-vă la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu numai din perspectiva darurilor și a vorbirii în alte limbi. Uitați-vă la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ca la Dumnezeu. Și observați în El un plan etern, un plan bine stabilit,
Un plan pe care îl împlinește și astăzi, un plan în care te-ai inclus și pe tine și care îți vorbește că pregătirea ta și pregătirea mea pentru a ne întâlni cu Domnul trebuie să fie zilnică, permanentă. În al doilea rând, Duhul Sfânt și sărbătorile iudaice. Deci am văzut, prima perspectivă, una profetică. Duhul Sfânt și sărbătorile iudaice. Dumnezeu a poruncit pentru Israel 7 sărbători speciale. 7. Am să vi le aduc aminte pe toate. 7 sărbători care, dacă vă uitați bine în paginile Sfintelor Scripturi, toate trebuie să meargă și să se împlinească în Hristos Domnul, să vorbească despre Iisus Hristos. Prima, Paștele, Levitic 23:5. A doua, Azimile, Levitic 23:6. Începe din a doua zi de Paște. A treia, primele roade, a treia zi de Paște, Levitic 23:10. A patra, Rusaliile, pe care o sărbătorim astăzi, Levitic 23:15-22. A cincea sărbătoare, Trâmbițele sau Rosh Hashanah, anul nou iudaic, Levitic 23:23-25. A șasea sărbătoare este Ispășirea sau Yom Kippur, Levitic 23:26-32. Și apoi ultima sărbătoare este sărbătoarea corturilor, Levitic 23:33-37. Aș vrea să observați ceva. Aceste sărbători iudaice, 7, ele se împart în două grupe. 3 sărbători de primăvară, Paștele, Azimile și primele roade, și 3 sărbători de toamnă, Trâmbițele, Ispășirea și corturile. Rusaliile sunt în mijloc, singure, sunt în vară. Rusaliile sunt puse, fiți atenți la acest lucru, la seceriș. Pentru că rusalie înseamnă sărbătoarea secerișului. Primele 3 sărbători, cele de primăvară, s-au împlinit deja toate în Iisus Hristos la prima Lui venire. Paștele, Hristos Paștele nostru a fost jertfit. Azimile, Hristos Paștele nostru a murit, El fără de păcat, că asta înseamnă, nu? Și primele roade, Hristos Mântuitorul nostru este primul rod înviat din morți. Nu este așa? 1 Corinteni 15, 22-23. Hristos este întâiul rod. Celelalte sărbători, sper că mă urmăriți cu atenție, pentru că o să spun lucruri care poate vă surprind și e bine că vă surprind, mai trebuie să le înțelegem. Celelalte sărbători însemnează că trebuie să se împlinească în Iisus Hristos la a doua Lui venire. Trâmbițele sau Rosh Hashanah, trâmbiță înseamnă judecată, rostirea judecății. Deci Domnul va veni să facă o judecată. Toți trebuie să ne înfățeșăm în fața scaunului de judecată a lui Hristos. Yom Kippur este ispășirea. La a doua Lui venire, El va face ispășire și pentru Israel și va face ispășire și pentru biserică. Pentru că, priviți bine spre mine acum așa, să vă pun să ridicați mâna dreaptă în sus. De când va boteza Domnul cu Duhul Sfânt? De când va boteza Domnul cu Duhul Sfânt? Cei botezați de Domnul cu Duhul Sfânt? Și de când ați făcut legământ cu Domnul, ce ați încheiat legământ cu Domnul în apă? Câți dintre dumneavoastră ați mai păcătuit până acum? Ei. De-aia e nevoie de ispășire. Pentru că să nu credeți dumneavoastră că ucenicii l-au întrebat pe Mântuitorul Iisus Hristos: Doamne, atunci cine va fi mântuit? De aceea a spus Domnul: cei cu neputință la oameni, e cu putință la Dumnezeu. Noi trebuie să ne pocăim în fiecare zi, dar curățirea finală ne va face Iisus Hristos în ziua aceea. Și apoi corturile, deci a treia sărbătoare de toamnă, corturile, însemnează instaurarea împărăției de 1000 de ani pe pământ. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Deci la a doua Lui venire. A rămas Paștele, Rusaliile. A rămas Rusaliile. Ce se întâmplă? Ce s-ar putea întâmpla la Rusalie?
fără pretenția de a fi dogmatic. Aș vrea să vă deschid mintea cu o posibilitate profetică teologică. Frați și surori, domnilor și domnilor, este foarte posibil ca Rusaliile să fie sărbătoarea care să vorbească despre a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă primele trei s-au împlinit la prima lui venire, dacă ultimele trei se vor împlini după a doua lui venire, însemnează că Rusaliile trebuie să reprezinte sărbătoarea în care Iisus Hristos va veni din nou, răpirea bisericii. Nu vreau să fiu domac în această privință, dar vreau să vă dau acest gând spre analiză. De ce? Pentru următorul lucru. În Sfânta Scriptura Vechiului Testament, rusaliile sunt asociate cu secerișul. De aceea mi-e spune sărbătoarea secerișului. Iar în interpretarea Mântuitorului Iisus Hristos, secerișul ce însemnează? Ce însemnează secerișul? Potrivit Matei 13:39, secerișul înseamnă sfârșitul veacului. Sfârșitul veacului. Prin urmare, rusaliile ne pot deschide această perspectivă ca fiind sărbătoarea la care Iisus Hristos se va întoarce a doua oară pe pământ. În gândirea iudaică, Paștele sunt curtenia lui Dumnezeu cu Israel, așa consideră evreii, iar rusaliile înseamnă căsătoria Domnului cu Israel, pentru că i-a dat legea, la Rusalii a dat legea. Dacă vă uitați în Scriptură, în ziua cincizecimii s-a dat cele 10 porunci, i-a dat cartea, deci cartea legământului. Dar mai este un fenomen foarte interesant. Câți dintre dumneavoastră ați citit cartea lui Rut? Rut. Toți, ha? Nu. Rut, această moabită, deci, care este în afara legământului cu Israel. A venit în Israel. Și când a venit în Israel? La vremea secerișului. În Talmudul iudaic se spune următorul lucru, că potrivit tradiției moștenite de evrei, în noaptea de Rusalii, deci înspre Rusalii, Rut s-a dus în aria lui Boaz, la seceriș, și acolo s-au căsătorit împreună. Dar Boaz este străbunicul Domnului Iisus Hristos, nu? Pentru că din el se trage David și apoi Iisus, după trup. Rut este o străină de Israel. Dacă la seceriș s-a întâmplat această căsătorie, din nou efectul de oglindă, dacă la seceriș s-a întâmplat această căsătorie a lui Boaz cu Rut la Rusalii, este foarte posibil că Boaz, care și-a luat soție una dintre neamuri, este foarte posibil ca noul Boaz, Iisus Hristos, să se căsătorească cu soția lui dintre neamuri, care este biserica, la sărbătoarea rusaliilor. Nu fiți dogmatici, dar puneți la minte acest lucru, pentru că este bun de gândit. Asta nu semnează că se anulează venirea iminentă oricând a Domnului nostru Iisus Hristos. El poate veni până nu termine o predică. Biserica trebuie să spună vino, Doamne Iisuse. Dar ceea ce vreau să spun bisericii este că sărbătoarea aceasta ridică o mulțime de aspecte biblice și teologice de o frumusețe extraordinară. Și apoi, în al treilea rând, și în ultimul rând, Rusalii și profetul Mica. Rusalii și profetul Mica. Ia ascultați acest cuvânt, am să-l citesc în întregime. Mica, capitolul 7, primele 6 versete. Știți pasajul acesta? Pentru că de multe ori îl cităm în diferite circumstanțe. Ia uziți ce zice Mica. Mica 7, 1 la 6. Vai de mine, căci parcă sunt la strângerea poamelor și la strângerea bobițelor după culesul strugurilor. Nu mai este niciun strugure de mâncare, nici cea mai dintâi smochină dorită de sufletul meu.
S-a dus omul de bine din țară și nu mai este niciun om cinstit printre oameni. Toți stau la pândă ca să verse sânge, fiecare întinde o cursă fratelui său. Mâinile lor sunt îndreptate să facă rău. Cărmuitorul cere daruri, judecătorul cere plată, cel mare își arată pe față ce dorește cu lăcomie și astfel merg mână în mână. Parcă e IRS crisis, nu? Cel mai bun dintre ei este ca un mărăcine. Cel mai cinstit este mai rău decât un tufiș de spini. Cel mai cinstit. Ziua vestită de toți prorocii tăi, pedeapsa ta se apropie, atunci va fi uluiala lor, uimirea lor. Nu crede pe un prieten, nu te încrede în ruda cea mai de aproape. Păzește-ți ușa gurii de cea care îți stă la brațe. Căci fiul batjocorește pe tatăl, fata se scoală împotriva mamei ei, nora împotriva soacrei sale, vrăjmașii omului sunt cei din casa lui. Ce spune cuvântul Domnului? Mica ne aduce în față iar o perspectivă profetică legată de rusalii, de seceriș, care trebuie să ne pună puțin pe gânduri. În traducerea literară Cornilescu, vă citesc din nou, deci traducerea literară. Vai de mine, pentru că sunt ca după adunatul fructelor de vară, ca bobițele rămase după culesul strugurilor. Nu este niciun ciorchine de mâncare, nici fructe timpurii pe care le dorește sufletul meu. Cel evlavios a pierit din țară și nu este niciun om drept printre oameni. Mica spune următorul lucru. M-am uitat prin Duhul și am văzut secerișul. Sărbătoarea secerișului, recolta. Și când am văzut această sărbătoare, el remarcă câteva lucruri și aș vrea să le remarca și dumneavoastră. Adunarea fructelor, versetul 1. În ebraică este termenul asaf, care însemnează strămutare de aici. Deci pentru Mica la seceriș are loc o strămutare. Apoi versetul 2 spune, cel evlavios a pierit din țară, de la ebraicul avad, a dispărut, a fost strămutat. Și apoi în versetul 4 spune, acum este uluiara lor, uimirea lor, căci ziua cea mare a venit. Pentru Mica, secerișul, rusaliile, este venirea zilei Domnului. O zi în care cel evlavios dispare din țară pentru că este strămutat, este răpit, dacă vreți. Pe pământ rămâne numai răutate, de aceea cel mai bun dintre ei este în timpul necazului celui mare. Acum este mai rău decât un mărăcine, cel mai bun dintre ei și toți sunt corupți. Și pentru Mica, când se uită prin Duhul Domnului și vede această vedenie peste Israel, Israel plânge și zice, vai de mine, căci nu mai este nimeni, niciun fruct. Oamenii se cunosc după fruct, după rod. Nu mai este niciun rod bun în țară. Rodul acela la care mă uitam eu și aveam siguranță este Biserica Evanghelică, dacă vreți, la care se uită Israel în aceste zile. Suportul pe care îl are a dispărut și spune, cum, ce s-a întâmplat? A venit ziua aceea prevestită și acum este uimirea tuturor. Traducerea ebraică, Jerusalem Bible, traduce în felul următor, versetul 4. Azi va veni necazul lor din nord. Acum este timpul confuziei lor. Azi va veni necazul lor din nord. Din nord însemnează că Mica mai introduce ceva nou aici și când se uită prin Duhul Domnului la vremea secerișului, posibil că el vede și atacul din nord asupra lui Israel, atacul lui Gog. Este alt Gog, noastră știți că este. Atacul Rusiei și a Iranului. În Ezechiel 38 cu 15 și 39 cu 2 spune că atacul acesta vine din fundul miezii nopții, din partea cea mai de nord a continentului. Ce vrea să spună Mica este următorul lucru. Este posibil că răpirea Domnului s-a produs la vremea secerișului, răpirea bisericii la vremea secerișului, și este posibil că între răpirea bisericii și necazul cel mare este o perioadă de confuzie.
În această perioadă de confuzie, Gog, cu benzile lui de vagabonzi și de criminali, rusul, deci, și Iranul, așa spune Sfânta Scriptură, nu este invenția mea, nu este interpretarea mea, este interpretarea Bibliei, în această vreme de confuzie, Gog vine împotriva lui Israel. Dar trebuie să vină împotriva lui Israel cel puțin 3 ani și jumătate înainte de începerea necazului. Deci între răpirea bisericii și începerea necazului poate să fie o perioadă de poate 5 ani de zile. Nu începe imediat necazul. Pe pământ va fi o confuzie totală. Pe fundalul acestei confuzii, Israel va fi atacat. Are nevoie de cel puțin 3 ani și jumătate înainte de începerea necazului, de semnarea acordului. De ce are? Pentru că Biblia spune că după acest război al lui Gog, Dumnezeu va nimici pe Gog și îi vor trebui lui Israel 7 ani de zile ca să îngroape morții și să ardă armamentul pe care l-a folosit Gog împotriva lui Israel. Ori ca să aibă nevoie de 7 ani de zile, în cei 7 ani de necaz nu poate să se întâmple lucrul acesta. De ce? Pentru că Biblia spune, când veți vedea urăciunea pustirii în locul preasfânt despre care a vorbit Daniel, adică când Anticrist va intra în templul reconstruit, se va duce în Sfânta Sfintelor și se va da drept Dumnezeu, asta înseamnă urăciunea pustirii în locul preasfânt. Când Anticrist va intra acolo și el va intra în templul reconstruit și care este în pregătire de construcție la ora la care eu vă vorbesc, când va intra acolo și se va da drept Dumnezeu, Iisus a spus așa, când veți vedea lucrul acesta, ce să faceți? Să fugiți. Să fugiți. Să vă ascundeți. Atunci Israel nu mai are timp să îngroape morți și să arde armamente. Dar în primii 3 ani și jumătate va fi o perioadă de acalmie, de siguranță, când Israel va putea face lucrul acesta. Și atunci, dacă primii 3 ani și jumătate va putea să îngroape morți și să arde armamentele, mai are nevoie de 3 ani și jumătate înainte de începerea necazului, ca să poată să se împlinească cei 7 ani. Prin urmare, frați și surori, doamnelor și domnilor, sărbătoarea Rosarilor este o sărbătoare adâncă, cum poate nu ne-am gândit până acum. Cum v-am spus, în 37 de ani de când predică Evanghelia, n-am predicat acest adevăr, acest adevărul care vi l-am spus astăzi. Puneți la inimă acest cuvânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este Dumnezeu. Observați că planul Lui, lucrarea Lui, este un plan care ne vorbește să ne trezim. Rosariile pot să fie o sărbătoare care să coincidă cu răpirea Bisericii la Cer, dar răpirea Bisericii la Cer, cum am spus, se poate produce în orice clipă. De aceea, noi trebuie să fim gata în orice moment și să vedem că venirea Duhului Sfânt, pe lângă lucrarea frumoasă pe care o are, Duhul Sfânt spune și istoria cu omul am să o închei. Când 120 de ani, ori 5, 6.000 de ani se încheie din calculul lui Dumnezeu, și istoria omului, așa cum este cunoscută acum, se va încheia și Duhul Sfânt va inaugura o nouă eră pe pământ, o istorie nouă cu omul, când cortul lui Dumnezeu va fi cu omul, se va inaugura împărăția de 1000 de ani. Dar marea noastră bucurie este aceasta, că așa cum templul lui Solomon a avut nevoie de 120 de persoane să inaugureze templul, la ziua cinzecimii, 120 de persoane au fost prezente care să inaugureze un nou templu, Biserica lui Hristos și templu individual. Ori în acest templu al lui Hristos, în acest trup, în această biserică, pentru că suntem templul Duhului Sfânt, trebuie să fie gloria lui Dumnezeu. Să ne rugăm Domnul în aceste zile din urmă, peste care a venit sfârșitul veacurilor, gloria Domnului să se arate cu mare putere.